Pentru ca sădmărânii să vină în număr cât mai mare, pentru a vedea meciurile interesante, organizatorii s-au gândit ca de această dată Ringul să fie amplasat în aer liber. S-ar putea însă ca ploaia să strice socotelile, pentru că la satul mare este anunțată mâine seară furtuna și cod galben de ploi. Să s-ar putea ca vremea să țină cu sportul și iubitorii sporturilor de contact și să nu aibă nevoie de umbrele sau șoșoni. Ringul va fi acoperit cu o prelată în cazul în care vor cădea averse pentru ca spectacolul să nu aibă de suferit. Revenind la gala Full Fight, satul mare va fi reprezentat de 8 luptători, Nemțiu, 55 de kg, Ali la 60 de kg, Ovidiu Simon, la 65 de kg, Istvan bartoș la 72 de kg, Barnabas Suci, la 74 de kg, Angel Cardoș, la 75 de kg, iar la 91 de kg, Iosif Bara și Marius Muntean. Pe lângă aceștia vor fi prezenți luptători din Nierec, Hazo Pesta, București, Sibiu, Ploiești și Giurgiu. Seara a avut loc proba cântarului, unde sportivii și-au văzut adversarii direct din ring. În total au fost programate 9 meciuri, unul mai interesant decât celălalt. Atracția publicului va fi cu siguranță confruntarea dintre Sădmăreanca, Alice Ardelean, care o va întâlni pe Daniela Panait din Ploiești. Se anunță un spectacol pe cinste, un show total ca la carte, mai ales că este programat și un meci de MMA, adică luptă în cușcă.